Comuna Coaș va fi în sărbătoare timp de 2 zile, sâmbătă și duminică. Mâine, administrația locală va organiza un concurs de gulaș, cupa Măgura la fotbal și un circuit cronometrat de motocross. Duminică 24 iulie, de la ora 12, sărbătorile Coașului, ajuns la ediția 10-a, vor avea deschiderea oficială. Cei care au împlinit 50 de ani de la căsătorie vor fi premiați, iar pe scenă va urca și corul Bisericii Ortodoxe Coaș. De asemenea, vor fi premiați și tinerii care au împlinit 18 ani și vor fi oferite premii și pentru alte competiții, anunță edilul comunei Călin Achim. Printre invitații care vor asigura spectacolul folcloric se numără Ioana Pricop, Vasile Pop și Rafila Bărbos, Petrică Mureșan și alte ansambluri. Duminică 31 iulie, cei cu drag de maramure sunt așteptați în satul Breb, la poalele Gutâiului, unde vor fi spuse poveștile locului, povestea lemnului, povestea lânii, povestea fânului, pentru că toate acestea au permis ca traiul localnicilor să rămână neschimbat vreme de secole, pentru a fi transmis mai departe generațiilor viitoare. Aceste povești vor fi spuse în curtea Bisericii Bătrâne din Breb la ora 12, imediat după liturghia de duminică. Cei interesați vor putea afla mai multe despre Biserica Maramureșană de Lemn cu cel mai vechi turn și despre istoria locului și își vor putea testa abilitățile la atelierele de tors, țesut, îndrugat lână și pictură pe sticlă. Artizanii și meșterii populari vor confecționa clopuri, trăistuțe și zgârdane, iar ceterașii din Breb, coconii din Breb, precum și alte ansambluri locale de tineri talentați, vor prezenta hor și jocuri în ritmuri ancestrale. Evenimentul este organizat pentru promovarea potențialului turistic a destinației Eco Maramureș, zona Mara, Cosău, Creasta Cocoșului, una din primele destinații de ecoturism atestate în România. Organizatorii sunt Asociația Ecologic, Primăria Ocnașugatac și Clubul Coconii din Breb. Cei care execută graffiti ilegal pe imobile și pe garduri riscă amenzi cuprinse între 3.000 și 6.000 de lei, așa prevede legea care înăsprește legislația în domeniu promulgată de șeful statului. Legislația prevede ca persoana care a executat textele ori desenele ilegale să le înlăture și să aducă zidul ori gardul la stadiul inițial sau după caz să îl refacă. Lucrările trebuie executate în 2 săptămâni de la momentul în care sancțiunea este executorie. În cazul în care contravenientul nu face acest lucru, administrația locală poate reface bunurile afectate, urmând să recupereze costurile de la făptaș. Legea mai prevede și amenzi între 100 și 500 de lei în cazul celor care dezlipesc sau distrug reclame și anunțuri amplasate în locuri special destinate lor. Măsurile intră în vigoare în 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial.